În clipul de astăzi decidem cea mai bună echipă românească de club din istorie. Folosim patch-ul cu echipe clasice din FIFA 22, mai multe detalii despre el găsești în descriere, și le vom pune la treabă pe Steaua, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova. Bine, bine, dar poate te întrebi de ce doar aceste echipe. Pentru că am ales cluburile cu cele mai mari performanțe europene, și anume Universitatea Craiova 1983, echipă ce a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA în sezonul 82-83, fiind eliminată de Benfica fără să piardă. Așa, ca un fun fact, Craiova ajungea în sferturile UCL cu un sezon înainte, fiind eliminată de Bayern. Dinamo București 1990, semifinalistă în Cupa Cupelor, o competiție mai importantă decât Cupa UEFA la vremea sa, pentru că Supercupa Europei se disputa pe atunci între câștigătoarele UCL și Cupa Cupelor. Dinamo era eliminată de Anderlecht. Avem Rapidul din 2006, echipă ce se oprea în sferturile Cupei UEFA, eliminată fără să piardă de Steaua. A fost momentul nostru de glorie europeană, când două echipe românești erau cap de afiș pentru fotbalul continental. Și nu în ultimul rând avem Steaua 86, echipă ce nu mai are nevoie de nicio prezentare, echipă care a cucerit trofeul Ligii Campionilor și mai apoi Supercupa Europei. Acestea sunt echipele pe care le vom vedea la treabă în clipul de azi și înainte să tragem la sorți duelurile, nu uita să te abonezi și hai să strângem un număr mare de like-uri. Am pus echipele participante în roata asta și să vedem care va fi prima echipă extrasă. Se pare că aceasta este Steaua 86. Imediat îi aflăm și adversara, să vedem cine va fi. Se pare că vom avea eternul derby încă din semifinale. Așadar, Steaua 86 va juca cu Dinamo 90. Celălalt meci va fi evident între Rapid 2006 și Craiova 83. Două dueluri foarte, foarte interesante. Sunt foarte curios să vedem care va fi marea finală și echipa pe care o vom încorona cea mai bună din istoria echipelor românești de club. Dacă urmărești acest clip la momentul premierei, lasă predicțiile tale ori în chat, ori în comentarii. Sunt foarte curios să văd și părerea voastră. Între timp, noi mergem la prima semifinală din clipul nostru. Steaua 86, Dinamo 90, un duel ce se anunță de-a dreptul incendiar. Avem două echipe mari din istoria celor două cluburi. Așa arată echipa Stelei 86. Creatorul modului a ținut să-i adauge și pe Dan Petrescu și pe Hagi, însă nu știu de ce. Așa arată Dinamo, ce echipă bună aveau câinii atunci. Majaru ajunge la această minge, intră în careu, îi pasează cu călcâiul lui Lăcătuș. Lăcătuș îl vede bine pe Pițurcă și este 1-0 pentru Steaua. Start lansat pentru roși-albaștri în duelul cu Dinamo. Foarte bine vine Pițurcă și îl bate pe Stelea. Corner pentru Steaua, bătut în careu, resping dinamoviștii, recuperează repede roși-albaștri, pase în careu, Lăcătuș acolo cu spatele la poartă. Faza devine ușor confuză, Majaru pentru Beloni. Beloni nu știe ce să facă cu mingea, minge la Pițurcă și cu noroc Pițurcă reușește să tragă la poartă și să facă 2-0. Dublă pentru Nea Piți în poarta lui Bogdan Stelea. Dinamoviștii dominați total în prima repriză, se intră la cabine cu scorul de 2-0 pentru Steaua prin golurile marcate de Pițurcă. Dinamo trebuie să se trezească dacă mai vrea ceva de la acest meci. Rednic minge direct la Răducioiu, acesta este între fundași, caută sprijin, vine Lupescu, Lupescu mai departe pentru Răducioiu, dribling frumos și punctează dinamoviștii. Florin Răducioiu reușește să reducă din diferență, fază frumoasă a dinamoviștilor care încă speră. Ce frumos a trecut Răducioiu de fundașii Stelei și îl bate pe Ducadam. Dinamo parcă este alta de când s-au întors de la cabine. Sabău îi trimite lui Mateuț, Lupescu în care o protejează bine mingea. Lupescu caută sprijin, îl găsește pe Dănuț Lupu și este 2-2. Dinamo revine, Dinamo reușește să egaleze. Fază frumoasă de atac a câinilor, finalizată de Dănuț Lupu, care îl bate pe Ducadam cu acest șut frumos la colțul lung.
Mingea este la Bologna, care este nevoit să se întoarcă, îi pasează lui Lăcătuș, Tudorel Stoica mai departe la Pițurcă și este 3-2 cu un sfert de oră înainte de final. Pițurcă mai marchează odată în poarta dinamoviștilor, face hat-trick-ul. Iată ce bine se demarcă Pițurcă aici, îl bate din nou pe Stelea cu un șut la colțul lung. Frumos a curs această fază. Dinamo se duce pe atac cu ultimele resurse. Lupu primește de la Răducioiu, este blocat, recuperează dinamoviștii, nu e offside la Lupu. Minge în careu la Vaișcovici, Vaișcovici acum centrează și se pare că este penalti în minutul 89 pentru Dinamo. Este un posibil hands, trebuie să revedem faza. Mingea trimisă de Vaișcovici în jucătorul Stelei, dar unde este penaltiul? Unde este penaltiul la această fază, mă întreb și eu. Răducioiu își asumă această responsabilitate de a transforma un penalti pentru Dinamo. Răducioiu reușește să marcheze și este 3-3. Dinamo reușește să egaleze în minutul 90. Incredibil! A bătut foarte bine Răducioiu, Duca Dam are o reacție întârziată. Scorul celor 90 de minute este 3-3 între Steaua 86 și Dinamo 90. Vom avea penaltiuri pentru a decide soarta acestei calificări. Primul executant este Bărbulescu pentru Steaua. Bărbulescu reușește să marcheze. Vaișcovici față în față cu Duca Dam. Vaișcovici apără Duca Dam, incredibil. Lăcătuș acum îl are în vizor pe Stelea. Lăcătuș marchează. Mateuț față în față cu Duca Dam. Mateuț marchează și el. Se pregătește Gabi Balint acum. Gabi Balint, scăriță, gol superb. Răducioiu din nou față în față cu Duca Dam. Răducioiu îl bate și de data asta. Pițurcă a marcat un hat-trick astăzi. Pițurcă nu-l bate pe Stelea. Dănuț Lupu față în față cu Duca Dam. Lupu și apără Duca Dam. Presiunea este uriașă în aceste momente. Tudorel Stoica poate să marcheze penaltiul decisiv pentru Steaua. Tudorel Stoica se apropie de minge și marchează pentru Steaua 86, care se califică în finala experimentului nostru. Așa au câștigat trofeul Ligii Campionilor, așa o bat și pe Dinamo acum la penaltiuri. Mergem în partea cealaltă să vedem cu cine va juca Steaua 86 finala. Suntem la startul unui duel foarte interesant între Rapid 2006 și Craiova 83, o rivalitate cu un duel foarte interesant în sezonul 1997-98. Rapidul juca în bănie contra Craiovei, avea nevoie de victorie pentru a deveni campioană, însă au remizat 2-2 cele două, așadar vom avea un meci cu scântei. Așa va juca Rapidul în această partidă. De partea cealaltă, Craiova aliniază una dintre cele mai frumoase echipe pe care fotbalul românesc le-a văzut vreodată. Viorel Moldovan vrea pentru Buga, însă pasa nu este cea mai bună. Se descurcă până la urmă rapidistul Viorel Moldovan și ce gol marchează Rapidul! 1-0 din minutul 15. Minunăție de gol marcat de Viorel Moldovan. Revedem acest șut superb al lui Viorel Moldovan, fostul mare atacant al României. Ce gol reușește Rapidul! Intrăm imediat în prelungiri, Daniel Niculae cu o centrare prinsă fără probleme de Silviu Lung. Acesta se grăbește, dar greșește, minge la Măldărășanu, șut deviat și este 2-0 pentru Rapid, incredibil! Exact înainte de pauză, Rapidul își dublează avantajul. Ce greșeală face marele portar al Craiovei. Recuperează repede Rapidul și șutul deviat al lui Măldărășanu face ca scorul să fie 2-0 pentru Rapid. Se pare că Rapidul mai are timp de un atac. Mingea ajunge la Bădoi. Bădoi întoarce la Daniel Niculae, reprimește Viorel Moldovan. Viorel Moldovan face 3-0 pentru Rapid. Incredibil! Craiova se prăbușește de tot și Rapidul ia o opțiune serioasă pentru a merge în finală. Iată ce fază frumoasă dezvoltă Rapidul și Viorel Moldovan îl bate din nou pe Silviu Lung. La pauză se intră cu un categoric 3-0 pentru Rapid. Craiova este echipa cu overall-ul mai bun, însă asta din păcate nu se vede până acum.
Cămătaru scapă singur în partea stângă, reușește centrarea și ce gol superb marchează Țicleanu! Craiova reușește să reducă din diferență în startul reprizei secunde. Avem parte de goluri senzaționale în această partidă și ce reușită superbă are Aurel Țicleanu, incredibil! Silviu Lung reține fără probleme și aruncă din nou mingea. De data asta se pare că o face bine până la Cârțu. Balaci acum. Balaci trece frumos de fundașii rapidului. Balaci singur cu portarul. Balaci marchează până la urmă. Minunea blondă reușește să marcheze pentru Craiova. Iar rapidul în aceste momente începe să tremure. Și au revenit oltenii. Revedem cursa lui Balaci, care are nevoie și de noroc pentru a-l bate pe Dănuț Coman. Mingea rămâne la el aici și cu poarta goală reușește să marcheze. Fază frumoasă a Craiovei, care este pe val. Craiova nu reușește să profite de numeroasele ocazii pe care le are. Suntem în prelungiri, ne apropiem de final. Să vedem acest atac al Craiovei cu pase repetate, minge la Cămătaru și Dani Coman are o intervenție senzațională, cât un gol. Revedem acest șut al lui Cămătaru. Cum reușește Dani Coman să scoată această minge? Incredibil! Din unghiul ăsta se vede și mai bine. Ce efort face Dani Coman aici? Rapidul rezistă presiunii și se impune în fața Craiovei. 3-2 scorul final. Vom avea o finală senzațională între Steaua 86 și Rapid 2006. Suntem pe stadionul din FIFA 22 care seamănă cel mai bine cu Național Arena pentru finala experimentului nostru. Steaua 86 întâlnește Rapidul 2006. Două echipe cu o rivalitate istorică, se anunță o partidă senzațională. Pentru că echipa care câștigă nu se schimbă, vedem la treabă exact echipele din semifinale. Totul este pregătit, așa că meciul poate să înceapă. Steaua începe în forță și are deja primul corner bătut scurt până la Balint. Balint intră în careu, trage de acolo și Dani Coman are o primă paradă frumoasă. Din nou corner pentru Steaua, de data asta bătut în careu și este 1-0 pentru roșialbaștri. Gol marcat de Iovan. Vine acolo între fundașii Rapidului fără marcaj și iată că asistăm la deschiderea scorului în această finală, spre bucuria steliștilor. Revedem centrarea bună a lui Majaru. Vine bine acolo în careu Iovan și îl bate pe Dani Coman cu această lovitură de cap. 1-0, start lansat al Stelei. Rapidiștii parcă nu-și găsesc ritmul în acest start de meci. Minge la Marius Constantin, acesta degajează. Recuperează imediat steliștii, pițurcă din prima la Lăcătuș, preluare bună și este 2-0 pentru Steaua. Ce început de finală! Roșialbaștrii reușesc să marcheze prin Marius Lăcătuș, care nu-l iartă pe Dani Coman. Însă ce greșeală în defensiva Rapidului! Totul pleacă de la această degajare greșită a lui Marius Constantin. Fiara nu are milă de Dani Coman, îl învinge foarte simplu. În această partidă se pare că overall-ul își spune cuvântul. Steaua face 2-0 în fața Rapidului. Mingea ajunge la Măldărășanu, Măldărășanu combină cu Grigore, Grigore foarte frumos, Valinegru încălcâi pentru Grigore și totul se termină în brațele lui Ducadam. Măldărășanu aruncă o minge în zona lui Daniel Niculae, acesta nu mai urmărește. Ducadam acolo, ce face Ducadam? Aproape să atingă mingea cu mâna în afara careului Ducadam și până la urmă faza se stinge. Daniel Niculae primește o minge bună de la Vio Moldovan. Daniel Niculae intră în careu, să vedem acțiunea, se întoarce însă cu spatele, trimite până la urmă în fața porții, dar mingea este rezolvată acolo de defensiva Stelei. Preluare a lui Daniel Niculae, se duce în centru, trage de acolo Daniel Niculae și bună parada lui Ducadam. Mingea se ducea în vinclu. Lovitură liberă pentru Rapid la ultima fază a reprizei. Grigore este cel care execută centrare la Viorel Moldovan și este bară și așa se termină prima repriză. S-a auzit fluierul. 2-0 la pauză pentru Steaua în această finală. După marcarea golurilor, steliștii parcă nu au mai forțat.
Fază fixă la poarta Rapidului, Bărbulescu își așează mingea în timp ce Dani Coman își aranjează zidul. Moment important la poarta Rapidului, Ilie Bărbulescu va executa, se pare însă că va fi o schemă. Lăcătuș bate el repede, dar reține Dani Coman. Rapidiștii pun presiune pe careul Stelei, trebuie să scoată ceva din această fază. Vali Negru trage și Duca Dam respinge frumos, este corner pentru Rapid. Revedem șutul frumos al lui Vali Negru, dar și intervenția bună a lui Duca Dam. Nicolae Grigore este cel care bate cornerul, respins de primul fundaș stelist. Mingea revine rapidiștilor. O nouă centrare în zona lui Ionuț Rada și reușește Rapidul să marcheze. Ionuț Rada îl bate pe Duca Dam. Lob peste Duca Dam trimis de Ionuț Rada. Ce reușită are rapidistul. Revedem reluarea frumoasă a fostului jucător care a trecut și pe la Steaua. Duca Dam surprins de această traiectorie, nu mi se pare că era foarte în față, însă până la urmă Rapidul reușește să marcheze. Majaru se duce în centru, vrea să străbată tot terenul în aceste momente, Majarul găsește pe Pițurcă mai departe la Lăcătuș și este 3-1 pentru Steaua. Steliștii parcă joacă doar atunci când au nevoie și reușesc să marcheze foarte simplu la această fază. Revedem această șarjă a lui Majaru, pasă la Pițurcă, acesta îl găsește pe Lăcătuș și din 6 metri Dani Coman nu are ce să facă decât să se uite la stelist. Steaua 86 se desprinde din nou la două lungimi. Rapidiștii s-au resemnat de tot, momente în care Duca Dam trage de timp, oricum nu mai contează. Se duce acum să primească mingea și o va primi prin acest panou publicitar, că de ce nu? Nu se mai poate întâmpla nimic în acest final. Probabil că după ce Duca Dam va degaja, vom auzi și fluierul. Primește Bărbulescu. Și în acest moment Steaua se încoronează campioana experimentului nostru. Este cea mai bună echipă de club românească, învinge Rapidul în această finală, a învins echipa cu overall mai bun, însă Rapidul trebuie să se consoleze cu faptul că a eliminat Craiova, o echipă cu overall asemănător cu cel al Stelei, deci bravo lor! Așadar, Steaua 1986 este cea mai bună echipă românească în FIFA 22. Dacă ți-a plăcut acest experiment, nu uita să te abonezi, nu uita să lași un like și să-mi spui în comentarii dacă ai sugestii pentru alte clipuri. Eu sunt Andurache și până data viitoare vă las cu bucuria Stelei!